s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruind Dumne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Dumnezeule cel atotputernic și Doamne atotțiitorule, care ai poruncit robului tău Moise la ieșirea lui Israel din Egipt și la eliberarea poporului tău din robia cea amară a lui Faraon, să junghe mielul care închipuia mai dinainte pe mielul cel ce de bunăvoie pentru noi s-a dat spre junghiere pe cruce, luând asupra sa păcatele a toată lumea, pe iubitul tău, Fiul Domnul nostru, Iisus Hristos, pe tine și acum cu smerenie te rugăm, caută spre pâinea aceasta și o binecuvintează și o sfințește pe ea, căci și noi, robii tăi, pe aceasta am pus-o acum înaintea slavei tale, în această prea strălucită, prea slăvită și mântuitoare zi a Paștilor, spre cinstea și slava și spre aducerea aminte de slăvita înviere a aceluiași Fiu al Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care am aflat dezlegare, liberare și ieșire din veșnica robie a vrăjmașului și din legăturile nedezlegate ale iadului. Deci și pe noi care am adus-o aici și o sărutăm și din ea vom gusta, fă-ne a fi părtași binecuvântării tale cele cerești și alungă de la noi cu puterea ta toată boala și toată neputința, dându-ne tuturor sănătate, că tu ești izvorul binecuvântării și dădătorul vindecărilor și ție părintelui tău celui fără de început mărire înălțăm, împreună și unuia născut fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Se binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta cu harul prea sfântului Duh și prin stropirea cu aceasta apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta cu harul prea Sfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
binecuvintează și se sfințește pâinea aceasta cu harul preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Iubiți credincioși, în timp ce slujba va continua, vom începe împărțirea Paștilor. O să vă rog ca, într-un mod cu minte, să veniți și să luați Paști și care mai puteți să stați până la sfârșitul slujbei, care nu, să mergeți acasă. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind să-și ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul primește pe cel de pe urmă, ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas, ca și pe cel ce a lucrat din ceasul cel din tâi. Și pe cel de pe urmă pinuiește, și pe cel din tâi mângâie, și aceluia plătește și acestuia dăruiește, și faptele lui le primește, și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă. Pentru aceasta, intrați toți într-o bucuria Domnului nostru, și cei din tâi și cei de al doilea luați plata, bogații și săraci împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat și cei leneși cinstiți ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, să nu se plângă nimeni de lipsă că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădata iadul cel ce s-a pogorât din iad, umplutul de amărăciune fiindcă a gustat din trupul lui, și aceasta mai înainte, înțelegând-o Isaia, a strigat. Iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost batjocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit, a primit pământ și s-a întâlnit cu cerul, a primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, acul? Unde ți este iadule, biruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și au căzut diavolii. Înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos și niciun mort nu este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine mărirea și stăpânirea în vecii vecilor. Iubiți creștini, Paștile 2013 în parohia noastră, cu tot ceea ce înseamnă pregătirea lor, precum și
o donație din care s-a cumpărat o cristelniță pentru botez la biserică, au fost făcute de către familia Rodica, Adela și Adina Crișan, cărora le mulțumim, rugând pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate și poftindu-le primii ca să ia Paști. Hristos a înviat! Brata a înviat! Iar noi, poporul ce sfânt al lui Dumnezeu, plinirea chipuirilor văzând, să ne veselim, Dumnezeiește!